Morning Glory, Morning Glory, în pahal dă-n dințișorii. Și bonjurică. Morning Glory, Morning Glory, mi se mișcă dințișorii. Bonjurică. Bonjurică, ce facem? Cum ne simtem? Ne simtem sănătoate. Și păi, acasă întotdeauna foarte bine. Peste tot acasă, cum spune Galeria asta Rapidului. Da, asta este imnul Rapidului, corect. La cât stăm pe aici, oricum, și aici ne simți. Și aici ne simți tot ca acasă, da. Ca acasă. Asta zic. Dar pentru voi ce înseamnă acasă? Apropo, ați avut timp să vă gândiți? Sau n-ați avut timp să vă gândiți? Pentru mine acasă este locul în care sunt cu ai mei. Da, nu contează, corect, de fapt, eu zic spațiul. Că răspunsul este oarecum clișeu, dar super adevărat. Ești cu ai tăi. Da. Acasă este unde pe balcon ai damigiana, în alte contexte. Sau așa. Da, sau așa. Pentru unii. Sau, noi am colectat aceste date de la ascultătorii Morning Glory și suntem foarte mulțumiți. Acasă este acolo unde nu te trezești cu poze dubioase în telefon dacă îl lași în altă cameră, cum ți se întâmplă de altfel dacă lucrezi la Morning Glory, pentru că te poți trezi cu poze nu dubioase, ci foarte dubioase. Ramona este alături de mine și vă spune și ea ce înseamnă acasă pentru ascultătorii Morning Glory. Bună dimineața! Acasă este acolo unde o să mai plătești rate pentru încă vreo 30 de ani. Sau unde poți să dai drumul la cel puțin doi nasturi de la blugi când ai intrat pe ușă? Acasă este acolo unde locuiesc și părinții tăi, deși ai deja 38 de ani și ar cam fi trebuit să te cam uși tu la casa ta? Unde te împiedici mereu de pungile cu sticle pe care uiți să le duci la reciclat? Acasă este acolo unde când vii obosit de la muncă te iau ai tăi de bun. Ia-du și tu gunoiul ăla. E și locul în care, în mod normal, ar trebui să te odihnești, doar că ai un vecin cu bormașină. Este locul unde nu-ți dă nimeni ordine, în afară de nevastă, sau copil, sau șeful, dacă ai uitat să închizi telefonul, și nici pisica nu te ascultă. Asta e o chestie clasică, acolo unde părul de câine se lipește de absolut orice, mai puțin de câine. E una clasică de pe internet. Locul unde hainele au găuri și nu pentru că așa e la modă acum. Și mai este locul în care, da, nu folosești tacâmuri. Asta mi se pare foarte bun. Acasă este locul unde uiți dacă ai încuiat ușa? Acolo unde nu trebuie să dai vina pe tine. Acolo poți să dai vina pe oricine din familie. Pe oricine altcineva. Este locul unde vasele pot sta nespălate atât timp cât nu te deranjează mirosul. Și bineînțeles unde ai găsit chirie mai ieftină, e tot acasă. E absolut acasă. Locul unde vin facturi, dar nu și banii necesari. Acolo unde auzi, tati, sunt gata, vino și șterge-mă. Locul... Este locul unde ți se tot repetă aceleași lucruri. Mă doare capul, stinge lumina, trage ușa. Da. Acolo unde ai mereu câte ceva de reparat și ți se aduce aminte asta la fiecare sfârșit de lună. Corect. Este locul unde poți da muzica blană să deranjezi vecinii care stau liniștiți la ei acasă. Așa, este locul în care se rostogolesc niște bile întotdeauna în apartamentul de deasupra, dintr-un colț în celălalt al camerei. Este locul unde poate veni mereu soacra în vizită. Și unde n-ai voie să dai jos apă pe jos în baie. Adică n-ai voie să dai apă pe jos în baie, scuze. Da. Este locul unde dai în mobilă cu degetul mic de la picior. Da. Acasă este acolo unde, când ești mic, auzi o vorbă tradițională, sper din ce în ce mai puțin, bătaia este ruptă din rai. Corect, da. Este locul unde stai. Și uite, stai stai. Este locul în care poți să mai auzi vorba plângi, îți dau eu motive să plângi. Corect. Este locul unde ești întrebat, îți fac șnițele pentru drum? Hai că-ți fac. Așa, și locul în care îți poți asorta găurile din tricou cu cele din șosete. Eu te-am făcut, eu te omor. Așa. Putem adăuga. Da. Corect, tricourile de oraș ajung să trăiască o viață nouă. Și, bineînțeles, este locul în care poți să spui mereu, de mâine mă apuc de curățenie, de la 1 ianuarie mă las de fumat. Corect. Este și locul unde avem toate lucrurile din oraș. Lasă-mă, mă, că avem acasă de-astea.
Și este locul în care stingi lumina, dar tot vin colindătorii. Este locul unde stau când n-am bani să ies în oraș. Corect. Și, în primul rând, da, este locul în care câștigi intimitatea, adică poți să lingi capacele ambalajelor fără nicio grijă. Acasă este, și cred că vorbim în numele tuturor, locul unde avem punga cu pungi. Și locul în care, bineînțeles, nu trebuie să schimbi prosopul și lenjeria zilnic. Așa că vă mulțumim foarte mult, vă dăm întâlnire vinerea viitoare, până atunci încercați și voi să ne spuneți ce înseamnă acasă pentru voi 21-22. Pa, 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 pa. Morning Glory, Morning Glory, sunt plin brajii cu schiorii.